Neața. Ce faceți? Care mai e viața voastră? După ăla, băi. Neața, iubita mea, Adelina. Janina, ce faci? Ce faci, iubita mea, Adelina? Georgiana, care-i iubita ta? Da, ce faci, iubita? Ai lăsat-i s-o auzi și eu, hodi, sperat. Lupește. Da, și ce treabă ai tu? Ce faci, Adelina? Foarte bine. De când e iubita ta? De când ați făcut live-ul ăla împreună? Da, dă-te după. Nu vreau, că mă doare spatele, mă doare. Vreau să stau pe tine. Poza mea, ca să mă simt bine. Aldo, și a revenit. A revenit material fake boy ăsta. Despre ce Adelina, mai faceți live și vorbiți de mine? Bă, dar tu mai făcut, mă, te-ai certat voi. Că n-am vorbit de tine niciodată. Bă, 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 dacă stau eu să vorbesc. Calul ăsta ai împăcat pe live, cum facem, mă? Nu m-am băgat pe live. M-am băgat prin mesaje, prin mesaje, prin mesaje, m-am băgat, nu-i treaba ta, dacă aici nu se poate, m-am băgat, tu n-am putut. Dacă nu mai lăsa să vorbesc, ce vrei să fac? Te-ai împăcat și tu, dar n-ai cu cine. În afara emisiunii, tu îți faci jocurile în afara emisiunii. Te-ai împăcat și tu, dar n-ai cu cine. Pot, înțelegi? Dacă eu am vrut să mă bag. Să demonstrezi iubirea aici, nu în afara emisiunii. Păi demonstrezi aici. Dacă n-am unde să mă fac de voi, că tu ești cu măscărici aici, cu zile, să, faci, să copiezi, te urci, despre ce vorbim. Pe tine cât vreau. Păi zicea că caracter de 2 lei, despre ce vorbim. Mai bine du-te la Larisa, dacă văd că îi foc când îi fac semne de Larisa. Păi mă bag oriunde vreau. Păi tu ziceai că trebuie să ne împăcăm aici în emisiune, nu în afară. Ce ai zis, Alina? Ziceai că trebuie să ne împăcăm în emisiune, nu în afară. Păi da, Alina, dar aici, după cum ai văzut, am încercat de multe ori să vorbesc cu Adela și au intervenit fel și fel de maimuțoi, un Alexandru, un... Da, toată lumea. Care a încercat să intervin. Și n-aveam cum, n-aveam cum să mă împac cu ea, să vă spun pe Radule, că vin ăștia ca Nicușor și ca Alexandru. Scuze-mă că-ți cauți atenție de la început emisiunii cu mine. Nu-mi caut atenție cu nimeni. Cum? Parcă o imitam pe Larisa, parcă o imitam pe Adrian. Alexandru, stai să vezi că încep cu tine astăzi. Am ceva, am aflat ceva. Păi am aflat ceva. Mamă, ia. Fii aici fix cu vorba pe care tu ai spus. Ai vorbit de mine și de Alina și de Adriana pe live-uri. De unde până unde îți ia ăsta apărarea, marțafoiul ăsta? Dreptate în ce, mă, că dansam și o imitam, omule, n-am înjurat, n-am făcut nimic, eu doar dansam după ea. Nu, problema e în felul următoare. Larisa, treaba stă în felul următoare. Să te ataci doar că dansezi? Încerca să caute atenție cu Alexandru din nou în dimineața asta. Nu, 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 care l-a presupus. Ca să vedeți când nu vă duce în capul deloc. Aș încearcă un pic să dea mine, dar nu știi cum. Așa cu imită pe Larisa, pe Adrian. Că tu n-ai Larisa, primul rând. Nu mai vorbiți pe în cor, că nu suntem la biserică, suntem la puterea dragostei. Ar trebui să vorbiți pe rând. Bă, omule, am dansat femeia asta, vine acum și se ia de mine că, vezi, Doamne, am imitat-o ca să se simtă ea atacată. Nu, omule, am imitat-o, am făcut un spirit de glume. Imitare, omule. Nu am jignit-o, n-am insultat-o, nu am înjosit-o. Nu te mai las să faci jocuri. Dai seama ce jocuri, ce jocuri fac eu. O să te toc până pleci de aici. Dacă voiam să fac ce vrei tu, crede-mă că nu mai erai acolo. Ai luat-o pe păpușica asta gonflabilă ca să-ți facă jocurile. Am auzit acum că ai trimis mesaje și Aline, ai trimis poze cu maică, ta chestii, pe bune. Mie chiar îmi place de tine, dacă ai reușit să te schimbi cât de cât. Madalin, am o întrebare. Da, Antonia. Ce urmărești? Ah, gelozia. Ah, ia uite cum mă copia, dacă dansezi eu dansează și maimuța mea. Eu n-am nicio problemă că ai barbă. Barba să de jos, dar creierul nu o să-l ai niciodată. Să stai în continuare lângă Madalin, să o pupi pe Simona în continuare, iar peste câteva zile tot pe mine să mă scoateți vinovată, bun? Ana, vrei să ne combinăm? Da, tu vrei să ne combinăm? Vrei să ne căsătorim dintre? Hai! Dar pe pătrâm. Nu-i bai, îl îmbrânzesc. Bă,
bă, oameni buni, vă simțiți acasă la un dans, bă, bune, v-am atacat, nu? Dacă dai indirente și nu e principal. Bă, tu dormeai, mă, tu dă două săptămâni, dormi, bagă-te cu capul să lasă-mă. Și mi-a revenit eu astăzi și vreau să-mi iau de tine și nu te mai lasă să faci jocuri. Dai seama ce jocuri, ce jocuri fac eu. O să te toc până pleci de aici. Ce ești, mă, mașina de tocat să mă toci după mine? Sunt mașina de tocat să te toc. La cap, da, bă, da. Bravo, ce ai tu cu fetele astea în loc să vorbesc cu gacică, tata ei de Larisa, bate ei de... Am dansat, nu i-am spus nici măcar numele, după aia s-a sezizat Alexandru cum că i-am spus eu de la început că vezi că o să te atac eu pe tine sau ceva de genul ăsta. Da, pe micro, absolut nimica. După aia veniți, veniți și colați. Dar pe lângă asta, faceți live și vorbiți bine. Nu puteam să mă abțin. 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 Da, să vorbiți de mine, mă iubiți, știu chestia cine asta. Vorbim, mă, dar problema e la Larisa. Larisa, vorbești de noi și în vreze acolo vorbiți de mine. Bă, ești nebăgat în seamă, tu m-am impresia, ești nebăgat în seamă. Larisa, treaba e în felul următor. Dacă el vede că face chestiile astea, nu-l mai băga în seamă, greșești și tu că îi dai curs. Lasă-l, știi că amândoi, soatul și un oțet, lasă-i în c***ul lor. Lasă-i să-și facă relația. Împăcați-vă, despărțiți-vă. Tu ești cum ești, oapă și pământ. Semănați, plecați. Ce puteți să promovi o plecare? Felicitări pentru prima împăcare. Cât o să vă țină? Cât o să fie nevoie, poate până la final. Depinde de strategia de săptămâna asta. Da, nu ce strategie, am venit niciodată cu strategie. Singurul care vine cu strategie aici e Alexandru, când se dă pe lângă Adriana, doar când e Adelina în preajmă ca să vină în emisiune să spună, ca să nască un subiect. Da. Adelina? La Adriana, ca să vină Adelina, să aducă atunci când ai fost în gală, de te urca pe Adriana, la asta mă refer. Și știai că e Adelina și o să-i spună Aline și Alina o să face pe tine și după aia spui, Adelina, dacă voiam să fac ce vrei, tu crede-mă că nu mai erai acolo. Ai luat-o pe păpușica asta, nu mai erai acolo, dacă voiam eu. Nu mai erai, îți garantez eu. Ai luat-o pe păpușica asta, lasă. Vii tu la ceea ce am făcut eu atunci, așa e, până astăzi o să fii la picioarele mele. La picioarele mele, scuze. La picioarele mele ce pun de astăzi. Am făcut pozele și ăsta. La picioarele mele ce pun. Hai, dă-te. La picioarele mele. Bă, ce parcă ați avea nici. Deci de aici. La picioarele mele pun de azi. Eu vă iau și. Iată și puneți-o în WC-ul. Puneți-o în WC-ul. Mai faci. În WC-ul stai tu. WC-ul față. Puneți-o în WC-ul, viața. Puneți-o în WC-ul. Programul Rabla, să-ți dea fața înapoi viața. Puneți-o în WC-ul. Să dea fața înapoi, că n-ai niciun Dumnezeu. Termină aici cu relația asta ta. Mai o clasă și taci. Mamă, ce și-a revenit? Mamă, ce... Te deranjează? Ce frumos a schimbat ușor. Te deranjează? Păi nu, dar pentru... Te deranjează că nu pentru te mai las... Pentru astea care... Pentru cu... Care pentru o floare, mamă, ce băia bună de la un pentru astea. O, ți-ai puizat cu mine, tu s-a avut flori, ne-a zis cu nimic cu florile alea, ne-a ținut. Între care te-ai certat 15. Ratule, așa, și îi dăm ție, sau o Ofelie, dar ține ta ție, poate faci ceva folositor cu ele. Ce, Larisa? Îți dăm ție florile ofilite pe care ni le-a dat Nicolas. E o melodie. Nicolas! Nicolas! O certa, o chemai pe Gianina pe live-ul tău și acum vorbești cu Georgiana. N-are mă, așa, ai văzut mă, care aseară. Nicolas! Ai chemat-o, ai chemat-o. O pe Gianina, bata! Da, Nicolas! Nu mai trebuie să intre Gianina. Ai spus să intre Gianina că vrei să intri cu ea. Despre ce vorbim? Nu-i adevărat. Nicolas! A făcut un live aseară în care a trebuit să vorbesc 10-15 minute cu susținătorii mei. Ea, puțin care i-am știut. N-ai! Ea, pe care i-am eu, afară de chei. N-ai pe nimic, dar în bine. N-ai pe nimic, dar la asta sună cum a fost situația de aseară. Da, n-ai! Da, chiar așa, Nicolas! Ce era de live! Fii a văzut Larisa live-ul lui și-a mintat amândouă. Ai zis că ne-ai pregătit o surpriză astăzi. Unde-i surpriza? Da, da, asta e surpriza, comportamentul de mahala de...
Georgiana, ești materialist? Da, și dacă sunt materialistă, care e problema? Surpriză, o să fac să fie materialistă. Își lasă păr ca al tău. Are obligație, o doare în principiu. Georgiana, ce vrei? Vezi că atunci când a fost refuzat Nicușor de Gianina, în mașină era foarte revoltat și o înjura pe Gianna că n-a intrat cu el pe live despre ce vreau. Și aici vine și ția ție apărarea. Care rău, ca să vezi cât de pals e ăsta. Mă dezamăgești. Înseamnă că tu tot pe Gianina o vrei. Nu e vorba de dezamăgire. Pentru că Gianina îl refuză și îi dă cursul la cer și nu mai iese în evidență. Nicolas, erai pe live, iar eu ți-am transmis ceva din partea Gianinei. Și tu mi-ai dat mie cerere, sau mă rog, cum se zice, că n-am făcut niciodată live, ca să te accept. Și după tu ai început să vorbești cu Gianina. Are dreptate, Larisa, nu ai venit și nu cântați. Am văzut pe Larisa o cărge care se bagă în toate subiectele. Cine vrei să creadă pe asta? Am auzit acum mesaje. Nicolas, taci că vorbesc. Am auzit acum că ai trimis mesaje și Aline. Ai trimis poze cu maică, ta chestii. Nicușor care caută relații serioase. Ba da, mi-a spus toată asta acum. De ce nimic? Dar pe ce am făcut greșit dacă vorbesc cu Alina, prietene? Păi trimis poze cu maică ta, mă, pentru ce? S-o cunoască, s-o ce? Nu, măi, stați un pic! Stați un pic! Hai că cameră, nu! Asta înseamnă că deja de cineva și Alina vorbea cu Nicușor pe live. Hai, stați să vă explic, Nicolas. Pe live? Da. Nu a intrat cu tine în live, vorbea cu tine. Georgiana, sunt în cunoaștere, Alina e prietena mea și n-am mai vorbit. Da, măi, Nicola, da, dai trimis poze. Ăsta se dă cu toate femeile subtil și nu vă dați seama și mamă ce schimbări pe Nicușor. Sta să vă explic. E în cunoaștere. Care e problema ta dacă am Nicolas, Nicolas mi-a zis că mami lui îi place de mine și că mă susține. Auzi. Și să nu mai plâng și... Dar pe Georgiana nu-mi place, mă, maică-ta, o place. Dar chiar așa, Nicolas, a? Bine punctat. Nu sunt punctat, nu sunt punctat, Ahmed, dar e problema că minte. Mamă, femeile îl spun cu ăsta, că ce-i chitare pe Nicușor și uite și azi. Vreau să zic ceva, Nicolas, am făcut un plasat de deranjează pe Georgiana. Alo? E vorba de erai în cunoaștere cu Gianina. Așa. Îi aduceai tot felul de chestii, nu știu cadou. Ce. Atenție, unde ești? Am continuu ce ne spune. Ai ceva, ești bine, nu știu. Gianina, azi îți mai întreba ce fac pe Alina, unde mai mereu. Dar să vreau să faci de gol sau din o să fie o surpriză, o să fie de 10 ori mai frumoasă. Vai, da, sunt convinsă. M-ai întrebat asta ce fac, cum mă simt. Dar ești pe interes, Gianina. Nu e pe interes, te găsiști tu, vreau să fie. La surpriză. Ce? La surpriză. Da, trebuie să spui că e fata pe interes. Păi dacă vrea surprize, dacă e geloasă că e dată și Alinei și ei îi dai. Eu sunt pe interes. Da, nu mai are răbdare. Tuturor le plac banii. Unde să-i plac o lasă de tine, mă, mă lași cu jurea. Asta a refuzat toți bărbații, mă, îți vezi, că nu vrea să facă. Ce ai spus, mă? Îmi place de tine, știi? Ai refuzat toți bărbații. Așa, și care-i problema ta? Care toți bărbații? Ia zi, care toți bărbații? Mai comenta dacă nu știi. Hai! Care? Dorian. Mădălin, acum... Da, unde-s care mă trebuie bărbații? Nicușor, care îngală, te supărați pe el că nu ți-a luat cadou. Mamă, ce supărare mare că nu ți-a luat cadou. Știi care-i faza? Băi, azi, iar aș spun că o să ia ceva, da? Să te întreb și eu. O surpriză o să o fac, la momentul potrivit... Nu mă mai acuza tu pe mine că am refuzat toți bărbații. Au fost doi și nu i-am refuzat. Cum cere Georgiana, înțelegi? E interesată, nu cere. Păi ea e interesată să vadă ce vrea să facă. E cerșetoare. Cerșetoare, Doamne ferește! Așa e am un Radu, cerșetoare. Părerea ta. Era o întrebare pentru că Nicola s-a răbdat că o să ceva. Ce, mă? Nu sunt cerșetoare, doar că Nicola s-a răbdat că o să facă urgenți, și dacă o să facă asta nu înseamnă că știu ce toare. I-am reamintit, Georgiana, da? Georgiana, de la prima floare ai început să te înveți. Pentru că e o surpriză. De la prima floare ai început să te înveți. Vreau să te țin mai mult în suspans. Și care ideea? O să merite surpriza asta și când o să o fac, o să te dau peste da, cap. Da, vreau să fiu uimită, Nicola. Te dau peste cap. Dar ideea e în felul următor, că o să fie o surpriză ce? Foarte, foarte, foarte mare. Da, știu, îmi dau seama. Ai nevoie de ceva, mă duc. Nu, întotdeauna. A, exact deci, ce să... spuneam. Uite ce mi-a spus Alina. Păi ea mereu întrebai, ești bine, ai nevoie de ceva, nici m-ai întrebat ce fac astăzi. Păi, da, știi păi nu-l interesează, că... Georgiana, că are treabă cu tine. Cum mă la treabă? Ai mai da,
dacă sunt bine, dacă mă doare undeva, dacă am ceva, nimic. Dar Georgiana, ce ți s-a părut deplasat că am vorbit? Bă, cât de fals sunteți amândoi, Georgiana. Am vorbit prietenești. Stai cu minte că nu te întreg, Radu. Nu te întreb. Cu ce sunt eu fals? Cu ce ești tu fals? Cu toată masculata asta pe care o faci cu iubita ta. Cu toată chestia asta pe care o faci cu iubita ta. Vă certați aici, nu vorbiți, ajungeți acasă, live-uri pe din alea. Păi dacă tu n-ai treabă cu ea... Am vorbit cu ea înainte să fac și ne-am înțeles. Dar lasă-mă că în fiecare seară vă ajungeți același lucru. Aici vă certați și vă jurați și o faci în toate felurile și acasă îi dăm de la după ceartă și în orice zi ne certăm în alea. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici. Sau aici.